dimineața. Ei, ia uite! Atât meriți. Pentru că nu ne-ai dat și nouă să bem ceva. O singură aplaudă. De la dorul de casă, Ionuț. Deci e un moment în care e vorba despre spiritul olimpic, despre bucuria de a participa. Corect. Eu am multe momente în care merg la pescuit, Ionuț. Știi cum se zice? De foarte multe ori, chiar dacă nu prinzi niciun pește, zici, bă, distracția e mare. Așa că și la tine... Pierzi câți 5 degustori te numești. Exact. Ai mai mingea, dai la poartă și tot așa. Mie mi-a plăcut că tu te-ai simțit bine și râdeai foarte tare când îți mai cădeau câte ceva pe jos, te distrai. Trebuie adică depășit momentul indiferent de situație. Hai. Hai. Da, să știi că mai mult pe tine ne bazăm aici. În primul rând, se cuvine să te încurajăm. E clar că ești la început, e clar că e doar o pasiune povestea asta. Da. Nici nu contează ce ai pus în paharele alea, pentru că nu e despre asta vorba. Poți să încerci tu dacă vrei. Da, aș vrea cu dragul și înainte. Și tu astăzi nu mănânci carne. Vezi, ai grijă. E cu alcool? Ce frumos. Da, frumos. Deci că e jarteaua de la nuntă. E bine că s-a făcut și o petrecere a burlacelor cu ocazia asta. Îți place amorul de înnebunești? Îți place o, place o floare. Hai noroc. Hai, sănătate. Hai. Nu vrea. Totuși noi speram să prindeți mai mult de un sezon, dar asta e, voi vă faceți cu mâna voastră. Vă rog, multă sănătate, dragoste.